slava lui Dumnezeu stai în ascunde a lucrurilor, iar slava împăraților stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Pentru că sunt limitat de timp, în sensul că trebuie să mă încadrez în anumit timp și este normal, e absolut normal, nu putem merge, face lucrurile fără să ținem cont de timp, nu? Te rog, mai ales lucrurile care încep să vorbesc acum, uneori trebuie să întrerup, să mă opresc. Și poate uneori înainte să ajung poate uneori repede la anumite concluzii, dacă ai văzut că m-am oprit la mijloc, așteaptă următoarea proteină, poate în următoarea ai o vedere mai completă despre ceea ce vorbesc. Pentru că este o provocare de a vorbi de ceva complex în părți, și unde nu pot să acoperi totul și trebuie poate 2, 3, 4 proteine sau uneori mai mult ca să apare vederea de ensemble care vrei să o transmiți. Deci, te rog să ai puțin răbdare cu mine, să mă ajute așa să pot să transmit ce Dumnezeu mi-arată să îmi deschide mintea să văd în Scriptura. Cred că un lucru practic, dacă tocmai vorbim de cum practic să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, cum practic să folosim Cuvântul lui Dumnezeu ca o sabie, ar trebui să avem grijă cu mentalitatea asta. Asta e spiritual, asta e un lucru material. Ca și cum, n-are nicio valoare. De fapt, eu personal am o altă, acum să zic, percepție bine, ceea ce văd din Scriptură, chiar și lucrurile materiale au locul lor în lucrurile spirituale. Da, dovada, de exemplu, în Vechiul Testament, aduceau, să zic, jertfe. Aveau altar, care era acel suport de piatră, de obicei făcut. De ce nu duceau doar jertfa direct? Nu, era un suport mai întâi, o piatră, ceva solid, și pe acel suport aduceau jertfa. Dar jertfa respectiv tot. Da? Nu venea de la crescătorie din cer. Era tot oi, vaci de aici, de pe pământ, care luau, au înjunghiat, pun pe acel altar de piatră și uneori ceva spiritual se întâmplă. Da? Lucrurile spirituale se sprijină sau pentru a se manifesta trec prin lucrurile materiale fizice. Și atunci, când iei Biblia ta și o deschizi, îți dai seama că nu faci doar o simplă lectură. Nu. Zidești templul ca să vină prezență. Atunci când te rogi, deși da, vorbești cu gura ta fizică, spui despre lucruri care le știi, dar nu e doar asta. Zidești templul ca să vină prezență. Faci un lucru care este fizic natural, ca să apare supranatural. Am zis astăzi, voi vorbi despre mâini puțin. Ah, Seigneur. Te-ai întrebat vreodată de ce, chiar o să... Hai să citesc mai întâi textul și să punem această întrebare. Exodul 17, dacă nu mă înșel. Dar 17. Unde avem Madian, un popor, care vine și atacă pe copiii lui Israel.
Si la verset ou non, titim textul, titim achat. Aïe, c'est tité chez opt, avem chez contextul. Amalek a venit sa bat à Israël la refidim, à tout chmo il s'agisse lui au soir, à l'aide de niche de barbats, si yèche de l'opte impotri va lui Amalek, y a rien au voista, moui ne pevoir fulda le lui, que toyag ou lui dumnezio un mena. Yosua a facut ce spuse se Moise și a ieșit la luptă împotriva lui Amalek. Iar Moise a rând și urs au suit pe vârful deavlui lui. Când își ridica Moise mână, era mai tare Israel. Și când lăsa mâna jos, era mai tare Amalek. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și el s-a așezut pe ea. Aron și Ur îi sprijinau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta și mâinile lui au rămas întinse până la sfințitul soarelui și eu s-a biruit pe Amalek și poporul lui cu tăișul sabii. Deja vedem un lucru aici, când zice Moise, voi sta cu toiagul lui Dumnezeu în mână, nu ridica doar toiagul, ridica ambele mâini cu toiagul într-o mână. De aceea când Aaron și Ur au venit, nu, Biblia nu zice, îi sprijinau mâna, nu, îi sprijinau mâinile. Deci când Moise ridică toiagul, nu ridică doar toiagul, ridică toiagul pentru că ridică ambele mâini către cer sau sus. Și aici vine întrebarea aceasta. Ți-ai pus vreodată întrebare? Ce legătură are mâinile lui Moise cu victoria sau zdrobirea lui Israel care se luptă cu Amalek? Israel e poporul lui Dumnezeu. Israel e ales să se ducă în țara promisă. Vine un obstacol de genul ăsta. Care e legătura? De ce mâinile lui Moise? Când citim, eu înainte când citeam, zice, uite, s-a dus pe vârf, zic, uite, s-a dus să se roage. S-a dus să se roage. Așa înțelegeam eu. Dar apoi intri într-o altă materie și spui, stai puțin. Nu mi se spune că se roage aici. Și zic, ba da, se subînțelege. Zic, ok, dar nu mi se spune când Moise s-a oprit să se roage, Amalek era mai puternic. Nu, mi se spune doar când mâinile lui Moise erau jos, Amalek era mai puternic. Când mâinile lui erau sus, Israel era mai puternic. Acum vorbim de chestii practice acum, da? Cum să ne apropiem de cuvânt practic. În mod practic, poți să te rogi cu mâinile care nu sunt sus? Ba da, poți să te rogi. Și atunci, dacă el face o rugăciune clasică, cum tu și eu, da? Dacă era vorba de asta, mâinile lui putea să fie jos liniștit și continua să se roage și Israel era mai puternic. Textul aici clar îți spune, victoria lui Israel depindea de poziția mâinile lui Moise. De ce? Dumnezeu a zis lui Moise, iată pun. Ok, hai să caut. Hai să caut textul. Oh, deja 8 minute, repede, Glenn, trebuie să termin. Hai să caut textul. Exodul 4, Exodul 4, versetul 17. Când Dumnezeu se întâlnește cu Moise la muntele Oreb, e o discuție lungă, dar vreau doar să citesc aceste versete. Ia în mână toiagul acesta. Ia cum? Ia în mână toiagul acesta cu care vei face semnele. Era toiagul lui, dar Dumnezeu zice, ce ai în mână? Și toiagul lui Moise s-a transformat în toiagul lui Dumnezeu, dar de fapt era toiagul lui Moise. Și zice, ia în mână toiagul acesta cu care vei face semnele. Deci semnele sunt care e puterea spirituală, sunt lucruri spirituale, e legat de un lucru fizic, un toiag. Ia toiagul cu care vei face semnele. Semnele sunt legate de un lucru fizic, un toiag. Apoi, îi spune așa, la versetul
Dose Shiun. Domnul i-a zis lui Moise, plec. Plecând ca să te întorci în Egipt, vezi toate minunile pe care ți le pun în mână ca să le faci înaintea lui Farao. Ia în mână toiag, minunile care ți le pun în mână ca să le faci înaintea lui Farao. Din acel moment, mâinile lui Moise nu mai erau doar simple mâini. De fapt, îți pun întrebare și o să închei cu asta. Nu să vreau să răspund la, îți spun doar întrebare. Tu singur să răspunzi. Cum textul este descris? Tu crezi că Moise era pe munte și zicea, Doamne, fa să câștige Israel, fa să câștige Israel. Tu crezi că asta face? Sau pur și simplu. Ridicând mâinile, puterea spirituală care Dumnezeu a pus în toiac și în mâinile lui pentru a lucra pentru Israel era activată și a început să lucreze. La fel când în față mare Dumnezeu a zis, de ce sunt țipetele acesta? Spune poporului să meargă, iar tu ridică toiagul și despică marea. Și vă le zice, când a ridicat toiagul, un vânt, Dumnezeu a făcut să înceapă să suple un vânt. Dar când? Când toiagul a fost ridicat. Dumnezeu nu i-a zis, roagă-te. Știi că îmi place rugăciune și are locul ei, dar în fața mare Dumnezeu zice, ridică toiagul. Pentru că era ceva acolo. Aici este Moise și ridică mâini. Oare când ridică mâini zicea, Doamne ajută Israel. Putea să zică, Doamne ajută Israel și cu mâinile jos. Hai să fim practic. Or, ridica mâinile și toiagul. Și când facea acel lucru fizic, din punct de vedere spiritual, se declanșa ceva. O putere invizibilă care cuprindea pe Israel și facea Israel să fie mai puternic decât Amalek. Sau crezi că poți să simți zicea, Doamne, ajută Israel. Îți lași singur să răspundă la această întrebare. Bine, deși într-un fel am răspuns la ea, dar... E un lucru, prefer să le pun sub formă, știi, de întrebări. Și atunci zic, nu, nu, a fost doar o întrebare, tu alegi care este răspunsul. Și închei de exemplu, cu exemplul ăsta. Când Domnul Iisus la un moment dat zice, vor pune mâinile peste bolnav. Și bolnav se vor însănătoși. De ce mâinile? Ridicați mâinile. De ce mâinile? Vezi, asta sunt lucruri care trebuie să punem întrebări, să facem conexiuni. Și să înțelegem că mâinile nu este doar să pui într-o farfurie ca să prinzi o sarmale și să aduci în gura. Nu, mâinile mai fac alte lucruri. Mâinile au ceva spiritual legat de ele. Cum sunt ochii, cum sunt urechile. Deci nu mai gândi doar că lucrurile, asta e material. Lucrurile materiale și fizice au, când sunt folosite corect, de conexiuni cu spiritual. Deci Biblia ta e spirituală, nu e doar fizică. Citirea Bibliei, memorarea Scripturii, deși poate să apare un lucru ca un exercice intelectual de învățat, dacă e făcut cum trebuie, în așteptare, ceva spiritual să se întâmple, o să vezi lucrurile, la un moment dat lucrurile se întâmplă. Când mâini se ridica, mâinile îți garantez să aștepta să se întâmple ceva. Încheiem aici astăzi. Tata Ceresc, mulțumesc pentru cuvântul tău care este bogat. Mă rog să ne ajut, să ne dai înțelepciune, lumină, să înțelegem mai bine cum chiar și acele lucruri care le considerăm banale, simple, cum sunt mâini, cum sunt ochii, capacitatea de a citi, cum toate aceste lucruri, dacă ne lăsăm, dacă le folosim cum trebuie, deși
physique et déchets matériels. Poisson donc présente Satan, une viande noire. Poisson donc un avantage spirituel. Pentru noi, pentru casele noastre, pentru familiile noastre, pentru bisericile noastre. Ajută-ne să fim înțelepți și să înțelegem și să folosim și să fim practic. Și să înțelegem de ce facem ce facem. Mulțumesc, Tată, în numele lui Iisus. Amin.